Totul s-a întâmplat într-una din nopțile trecute când cei doi agenți de poliție se aflau într-un local situat în zona Gării Târgu Jiu. Se pare că polițiștii aflați în timpul liber au consumat băuturi alcoolice în exces și la închiderea localului aceștia au refuzat să plece. În acel moment, barmanul a sunat la 112 și a cerut sprijinul poliției pentru a-i scoate din local pe agenții cu pricina. La fața locului s-a prezentat un alt echipaj care i-a sancționat cu o amendă pentru refuzul de a părăsi localul. Cei doi polițiști au fost sancționați contravențional cu o amendă în valoare de 500 de lei fiecare pentru refuzul de a părăsi localul, iar conducerea Inspectoratului Județean Gorj i-a trimis pe aceștia în fața Comisiei de Disciplină. Unul dintre cei doi protagoniști a mai fost sancționat disciplinar cu mustrare scrisă după ce a fost surprins băut în timpul programului de lucru. Dacă vor fi găsiți vinovați, ambii agenți de poliție riscă sancțiuni care pot ajunge până la pierderea locurilor de muncă.